chemăm prezența și puterea lui Dumnezeu. Open my eyes, let me see beauty that made this heart. Am simțit cu adevărat aici prezența Domnului. Hope of a life spent with you. Era acolo o femeie venită din altă parte, făcea afaceri acolo în localitatea aceea. O femeie care căuta pe Dumnezeu. Sfințită la calvar, n-are asemănare sub întregul soare sau votat. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Aveți Biblie? Eu nu am, că nu știu carte, dar e analfabetă, sora, dar are copii care poate să-i citească. Și e bun. Pentru copii? Da, da. Vă rugăm să o luați, o parte cu Domnului. Cine o împlinește, fericit? Trăiești, româna asta noastră nu-i grea, de ce? Haideți să cântăm. Cine o împlinește, fericit trăiește tot greu. Sora, vă va pune ceva, o întrebare, camera vă filmează. Dumneavoastră sunteți mântuită? La poșetnic din ziul, da. V-ați predat inima Domnului, da. Cum gândiți, da sau nu? Da. Mai lasă. Așa. Și citiți cu greacul. Îmi place. Place, numai nu prea văd că îi mănânțau tare. Îi mănânțau și n-aveți copii, n-aveți nevoie. Dar cum n-aveți? Ia că de 10-12 ani. Păi da, vedeți în fiecare zi cum vezi. Nepoții pot să spună 10 minute cu bunica. Vine înaintea Domnului cu Remus. Remus are 10 ani. Mai are frați. L-am întrebat pe Remus ce-ar face el cu Biblia povestită copiilor. Remus mi-a explicat și mi-a povestit că o să citească la pentru frații mai mici. Domnul să debinecuvânteze Remus ia Biblia și să cauți să citești pentru frățiorii tăi și vă mai așteptăm să veniți, da? Să ne întâlnim, Remus, da? Și vrei să mergi în cer la Domnul Iisus? Vrei să fii și tu copil Domnului? Domnul să-l facă cu adevărat un copil al său. Domnul profesor, fratele Albu Teofil, profesor de religie. Bravo, foarte frumos. Păi de acum. No, dar eu tendem să spui și altor copii ce frățior, are un frățior mai mic, pentru aia a luat cărțile. Foarte bine, dar și pentru tine e bună, deși ești mare. Ce clasă ești? La treia, bravo. Păi dar acum înainte tu poți să citești din alea, dar te ajută mult și asta. Spune-mi, soră, crezi că Domnul Iisus poate reabilita pe cel ce s-a dus ca fiul risipitor în lume?
Da. Ai avut parte de experiența asta și vrei să mergi cu Domnul înainte? Da. Citește cuvântul Lui. Și noi îți promitem că și pentru nepoțelul bolnav ne vom ruga, dar spune-ne problemele copilului. Epilepsie și tumoare canceroase în gât. Domnul să-și pună mâinile peste el. Să-ți scriu aici. Unde să citești? Bine? Bazează-te pe 1 Ioan 5, că Domnul ne dă îndrăzneala celor ce suntem neprihăniți prin sângele Lui, să cere și să ne credem stăpâni peste lucrurile pe care ni le dă. Și să-ți pună Domnul mâinile peste problemele voastre. Uite-ți, las și adresa mea și numărul meu de telefon. Și dacă ai vreo problemă, te rog să ne suni, bine? Și îți promit că ne vom ruga pentru voi. Puneți-mi de ce ați venit astăzi aici. Care a fost dorința dumneavoastră? Ce ați vrut să aflați? Așa, de când m-ați spus asară, mai tare un pic. De când mi-a spus Nela afară, eu abia m-aștepta și vin tu și te m-am uitat la cea și poți vin aici. Ok. Eu n-am avut în plan să ajung astăzi aici, dar se pare că Dumnezeu m-a trimis în mod special pentru dumneavoastră. Și amintiți-vă că am spus acolo pe scaun că dacă în satul Călătan a existat o singură persoană care îl caută pe Dumnezeu, probabil numai din acest motiv oamenii ăștia au venit aici. Și ați auzit când pastorul predica și a spus despre femeia aceea pe nume Lidia? Că pentru o singură persoană Pavel a ajuns acolo să, ca Lidia să poată fi mântuită. Doriți și dumneavoastră să fiți mântuită, să aveți viață veșnică? V-ați rugat? Când pastorul a făcut chemarea, v-ați rugat? Ați spus că doriți? Da, dar nu m-ați rugat. V-a fost rușine. Ok. Dar de Dumnezeu nu vii rușine. Credeți că Domnul Iisus vă poate mântui? Da. Credeți din toată inima? Vreți să-L aveți în inima dumneavoastră? Vreau. Domnul să vă asculte rugăciunea. Și nu mai nici, și nu mai păcătuiesc. Ia este harul, ne aruncă amarul și ne dă. Prin credința în Domnul, prin credința în Domnul, o viață cerul veșnică. Planul meu n-a fost ca astăzi eu să ajung în Călătan cu niciun chip, dar Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am ajuns. Și ce m-a impresionat și ce am înțeles că a fost voia lui Dumnezeu să ajung aici, pentru că în clipa când am intrat în sală, am mers să dau mâna cu surorile sau femeile care erau aici, fără să realizez cu cine, și am ajuns să cunosc o Lidie. Și când pastor a discutat și a spus aceste lucruri, pur și simplu am zis, Doamne, asta este cu adevărat voia Ta, pentru că eu înainte chiar povesteam cu femeia aceea și îi spuneam. Dacă pentru o singură persoană a trebuit ca Biserica Harul să ajungă în Călătan, este pentru dumneavoastră, pentru că femeia mi-a spus, zice, de când am auzit că veți veni aici, zice, abia am așteptat ziua și abia am așteptat să se facă ora să pot ajunge aici. Și chiar i-am dat acest exemplu cu Lidia și am zis, poate pentru asta am ajuns aici, pentru că dumneavoastră doreați în inima noastră să-L cunoașteți pe Dumnezeu și nu știa ce să facă și nu știa cum să procedeze. Și lucrul acesta m-a impresionat. Și atunci, în momentul mesajului, când chiar s-a discutat despre acea femeie, pur și simplu mi s-a pecetuit sau mi s-a confirmat acest adevăr că și eu am ajuns în mod providențial aici și îi mulțumesc Domnului și doresc să o port pe acea femeie în rugăciune și dacă la început eu, în ce privește satul Călătan, am fost în dubii și rezervată dacă e voia Domnului să venim aici, după unele impresii pe care le-am auzit inițial, se pare că astăzi lucrurile s-au schimbat în totalitate și întotdeauna Dumnezeu ne surprinde și planurile noastre niciodată și gândurile noastre sunt gândurile Domnului și mă bucur că am înțeles care sunt gândurile Lui
și nădăjduiesc și doresc să mă rog pentru satul Călătan și special pentru această Lidie din satul Călătan. Bucuria mea este deplină că sunt aici și mulțumesc Domnului! Cred că cel mai important pentru noi este că astăzi am demonstrat că știm folosi oportunitățile care le dă Dumnezeu. Și am acționat în consecință și ne bucurăm că am putut aduce Evanghelia Domnului Iisus Hristos și restul va face Dumnezeu. Noi continuăm să ne rugăm și am vrea să-L vedem pe Dumnezeu motivându-ne să ne ducem din sat în sat, din oraș în oraș, de-a lungul țării și mai departe pentru slava Lui. Amin. Mulțumim Domnului. Ceea ce am învățat la cursul plantare de biserici, am vrut să fac pentru prima dată în satul Călătan. Și mă bucur că Dumnezeu a creat această oportunitate, studiind împreună cu frații mei la Biserica Haru, am ajuns la concluzia că fiecare dintre noi trebuie să fim parte în plantare de biserici și în ucenicizare. Slăvesc pe Domnul că a putut să facă acest lucru și nădăjduiesc că El va lucra mai departe la ceea ce noi am reușit să semănăm aici. El să facă să încolțească, să facă să crească sămânța bună a Evangheliei. Slăviți să fie Domnul în veci. Amin. Evanghelia,